Salutare guys, bine ați venit la un nou episod. Astăzi sunt două să ne jucăm Naruto, to Boruto și Shinobi Striker. Dăm un continuu. Hai să ne facem repede pe ăsta și o să vedem ce putem să facem astăzi. Băi, pardon. Asta a făcut direct din suflet. Bă, după cele două episoade pe care le-am filmat, ăsta o să fie cam, cred că pentru miercuri, vedem dacă nu îmi pare rău. Și hai să ne bage repede în aici. Ok, avem level 16, am mai jucat foarte, foarte puțin. Iar astăzi am jucat. Hai să dau un pic sound-ul mai. Și ar fi ok, sper că nu-i prea tare. Dacă e prea tare dat, atunci îmi pare rău. Nu știu de ce s-au adunat foarte multe lume pe aici. Să vedem ce ne dă. Begin match. Ah, ok. Da, acum înțeleg la ce se poate referi. La meciuri din asta. Deci că nu mai ce să mai faci, te bagi la un match și începi să te bagi cu alți playeri. De ce nu pot să... Am vrut să dau un pic mai încet. Parcă s-ar auzi un pic cam tare, na. O să vedeți ce o să vină episodul următor. Am ceva în gând. Băieți sunt chiar un pic cam tare, dar las să facem treaba asta. Că am jucat astăzi și nu prea am câștigat, adică stai să mă duc la Kakashi. După acolo e celălalt, nu mergem la Kakashi acum. Dă-mi solo mission. Că nu ar trebui să alien. Îmi bea e că alien dacă e. Deci misiunea asta, Steal the Forbidden Scroll. Va trebui să așteptăm un pic niște playeri. Deci avem 2 din 4. Și aș vrea să aleg pe... Dacă toți sunt pe aici, să le aleg pe Kakashi. Pentru că am văzut data că destul de bine și iau pe Sakura, dar un pic într-o altă dimensiune. Madara. Cred că am zis bine, dar Madara cu ideea pe care au vrut să aibă ei. Am văzut un videoclip pe TikTok în care efectiv arăta cum ar fi pe viitor, na, animat a făcut, nu vreau să dau leak, că Naruto a murit. Și... Haide frate, încă unul nu mi-e trebuie. Și... Na, a zis lumea către Boruto, cum ar fi că tatăl tău ar fi mândru de tine cu poza în... cu poza lui Naruto în mână. Sper să nu apuc zilele alea să le văd, efectiv. Pentru că nu mi-ar conveni, să spun sincer. Adică, na, mă uit la Naruto de foarte mult timp și nu... Hai să dăm ready, că văd că oamenii nu mai intră. Asta de level 22, eu zic că îi facem un pic de față. Sper să mă dea cu Kakashi, văd în comisiune acolo de blocată. O să văd. Episodul următor care o să fie pentru joi. Deci o să aleg între ele. De fapt, chiar acum o să și aleg, o să și pun. Ok, asta ar fi pentru Max. Ce am filmat. Asta e caracterul lui. Asta, am văzut că e un pic cam câteodată. Ia vezi? Hai să spawnează foarte mult de ăștia. Foarte, foarte mult să spawnează aici. Nu prea îi fac față. Bă, dar am văzut la level 22 că vine, adică... Ar trebui să luăm și coinurile astea repede. De fapt, ăsta trebuie să luăm. Aici păi simplu, adică n-ai nicio treabă cu el. Bun, hai să vedem pe unde trebuie să mergem. Vreau să nu te-ați apăsat.
și butonul de like. De aici începe lumea să se spawneze. Eu aici ar trebui să stau. Ai, mă, dar știam de treaba asta, mă așteptam. Fii atent cum ți-o retras. Degeaba, dacă nu ești cu încă o persoană, e foarte citor. Hai, Kakashi. Hai să începem. E cu ăștia. Ce spuneam? Repede aș fi folosit ăla, mă. Mă, cred că m-am pierdut. Bun, nu l-a luat ăla. Așa e simplu, mă. Hai că nu-mi trebuie tare mult speed. Să văd, da, asta e chakra. Cam repede te duci. Da, dar vezi că mie nu-mi dă damage asta. Bă, da. Aici sunt un pic, văd, cam puternici, cam... Pardon. Bă, dar lasă-mă, frate. Aici sunt prea multe locații. Dă-mi și chakra, mission complete, nice. În sfârșit. Mă așteptam un pic la mai mult. Am făcut și level, perfect. Bă, dacă vreți să ne jucăm împreună, vi-l puteți lua de pe Neba. Aveți și ăsta, jocul cred că e 4 euro. Deci nu e chiar, nu e chiar așa de mult. Hai să vedem ce misiuni mai avem acum că mai e bine și pe atul ăsta în parte. De rank. Nu, la D am făcut aproape, mai avem la C destul de multe, dar nu le-am deblocat și nu știu să le deblochez. Cam asta ar fi tot una din probleme, să spun. Ia, hai să mergem la gara. Ok. Ce-mi dai aici? Da, deci trebuie să mergem repede înapoi. Să vedem dacă pot să-l fac în mai mult sau îmi trebuie solo. Ia să vedem. Ce? Ba, pot în mai mult, e perfect. Hai să-mi aleg deja campionul. Jocul Naruto de data asta. Hai să înceapă și playerii să apară. 3 din 4, am tot asta, salut. Înseamnă că suntem mulți cu misiunea asta. Mamă, 31, 48. E bine. Acum să văd. Tot nu pot da, fac eu altă treabă. Până mi se pornește și mie asta. Da, e un pic niciodată. Cred că pe ar trebui. Băi, efectiv am luat peștele astea, AirPod-urile, dacă le zic bine. Peștele astea fără fir și nu știu, cred că era de o săptămână de când a ieșit telefonul. Luat și efectiv nu le-am pus la încărcat. Ce l-am omorât pe ăla, mă? Păi și noi unde mergem? Ia, încă un Naruto aici, mă? Haideți, mă! Nu și abandonat la misiune sau ce-a făcut? Aici trebuie să stai. It looks like I should have been more careful. Oh man, that Shukaku got the best of us. Da. There they are. Hidden leaf ninja. Auzi.
Unde-s? Da-s de la gara, mă. Wait for an opening, then run, boss. An opening? Where? Unde? Văd că nu are nici... E pregătit? Mhm. Despre asta mai pove... What? Ah, t-a murit. Protect. Man, nu mai văd nimic, efectiv. Stai că poate așa pot să prim mai mult deodată. Uite cum ce prostesc am dat-o. Unde a fugit ăla, mă? Opa, ceva de heal. Dar cred că pe erau pentru toți. Ia să ieși celălalt. Mamă. Am înțeles. Cu cine ne batem? Bă, jocul e din 2018. Adică chiar cred că se merită. Mm-hmm. O să mă duc oare pe aici. Ia că... Putem și cu Naruto. Mi-aduce aminte asta de ceva? Man. Am văzut opțiunea telefon. Mm-hmm. Dar și scade de mine HP-ul, adică nu are niciun pardon. Adică nu mă dă mare damage. Băi, beatule. Asta nu-mi place la joc, pentru că mă blochează în skill-uri. What? Păi și ce facem acum? Mm-hmm. Dacă și putea să dau repede, ar fi perfect. Mm-hmm. Unde a plecat? Acum, haide! Deci nu cred că am dat pe lângă el. Nu, pot, nu v-ați adus de minte pe el, dar nu. Dacă trebuie să mă și feresc. Unde e de data asta? Da. M-a prins de fundul lui, bro. Hai că moară imediat, imediat moară. Bă, dar prinde-te, mă, de ăla. Mhm. Băi, deci nu pot să cred așa ceva, mă. Fii atent cum te prinde, mă.
Mai avem încă o dată. Sper. Hai să trece și asta. Du-te mă, te-ai dus. Fu, perfect. Dacă m-ar dure capul. În sfârșit. Da, le-aș avut cu caracterul de Naruto. Bine, dacă e un pic mai tare, păi e clar de treaba asta. Bă, sunt pe locul 1, de-aia poate ne-a și luat în damage. Gați, nu uita să apăsați butonul de like și subscribe. Eu am fost Amhepicos și ne întâlnim data viitoare. Pa, pa!